Bună dimineața, ne aflăm în satul Tihău, comuna Surduc, județul Sălaj, unde ne confruntăm cu o situație destul de neplăcută. Unul dintre locatarii acestui sat și-a amplasat stâna lângă proprietatea noastră, undeva la, să zicem, aproximativ 70 de metri de casa noastră, undeva la 25-30 de metri de finalul proprietății noastre. Din păcate, mirosul este insuportabil. Ne confruntăm cu o grămadă de probleme din cauza acestora. S-au făcut nenumărate sesizări cei de la Garda de Mediu, Primăria Surduc, Poliția și din păcate nimeni nu a reușit să soluționeze această problemă. Vin, se uită și din păcate problema rămâne aceeași, fără a găsi vreo soluție. După cum vedeți, suntem între vecini, deci nu suntem undeva în afara satului unde și-ar putea amplasa liniștit oile. Din păcate, avem fântâni acolo, în capăt se vede fântâna care, din păcate, este contaminată cu deșeurile fecale de la aceste animale. Și noi și vecinii am făcut destul de multe sesizări, dar din păcate nimeni nu ia o măsură în ceea ce privește această problemă. Din păcate nu pot să intru să filmez din mai aproape din cauza câinilor. Sunt destul de mulți câini aici în zona care până în momentul de față au cauzat foarte, foarte multe probleme, intrând în gospodăriile oamenilor, atacând animalele oamenilor, mâncând câțiva câini ai vecinilor și din nou poliția română nu a făcut absolut nimic în ceea ce privește această situație. După cum vedeți, suntem la țară, dar totuși nu ne putem bucura de acest aspect din cauza mirosului extraordinar de toxic și de neplăcut care vine de la aceste animale. Nu se poate sta dimineața la o cafea, la un grătar, vara cu prietenii sau alte activități de care ne-am putea bucura aflându-ne la țară. Din nou vă spun, din păcate, nu am reușit să rezolvăm nimic cu toate sesizările și cu toate întrevederile cu domnul primar. Din păcate, lucrurile au rămas aceleași și mai rău, s-au înrăutățit, pot să zic așa. Nu știm exact ce să facem, am ajuns la capătul puterilor. O să vorbim și cu vecinii cât de curând să vedem ce spun și aceștia despre această problemă.